Participat alături de delegația USR Plus la consultări astăzi cu președintele Iohannis. I-am transmis președintelui poziția consecventă a USR Plus. A fost un mesaj în care ne-am exprimat așteptarea și decizia de a intra într-o coaliție prin care să construim, nu să facem încă o improvizație similară cu cele de 30 de ani. A fost un mesaj prin care noi am spus foarte clar că este important ca această coaliție care se va forma în perioada următoare și transmitem acest mesaj. Suntem foarte optimiști că vom ajunge la o soluție. După consultările de astăzi, suntem optimiști că e o șansă reală pentru România să avem o majoritate de centru-dreapta stabilă și echilibrată. Acesta a fost mesajul pe care l-am transmis. Este important ca în această coaliție să fie nu una pentru 6 luni, nu una pentru un an de zile, ci să fie o coaliție cu potențial de a guverna România 4 ani de zile și de a face acele reforme atât de importante pentru cetățenii României care așteaptă aceste reforme. În cadrul discuțiilor am prezentat și am susținut propunerea USR Plus de premier Dacian Cioloș, tocmai pentru că pe parcursul discuțiilor și cele din weekend și cele de astăzi cu președintele, USR Plus a prezentat diverse soluții prin care această coaliție să fie una echilibrată și să fie una care transmite mesajul credibil că stabilitatea următorului guvern este una asigurată și una care nu va fluctua prin diverse, să spun, tehnici parlamentare pe care le-am mai văzut. Dacian Cioloș a fost propună și este propunerea USR Plus pentru poziția de premier, în situația în care cei de la Partidul Național Liberal vor opta pentru președinția Camerei Deputaților. Miza este una foarte clară: dacă reușim și după ce vom reuși, continui acest mesaj optimist, după ce vom reuși să găsim o soluție echilibrată, șansa României de a avea un guvern stabil va fi una reală. Acestea au fost elementele de discuție. Poziția președintelui a fost aceea că își dorește și el ca această majoritate USR Plus, PNL, UDMR să găsească, să se realizeze, ca în urma negocierilor din zilele următoare să găsim această soluție. USR Plus este gata să continue discuțiile din jumătate de oră înainte. Acum suntem pregătiți să găsim această soluție și avem toată încrederea că vom ajunge la această înțelegere. Vreau să vă spun câteva lucruri înainte și pe urmă trecem la întrebări. Vreau să întăresc ideea că USR Plus își dorește o coaliție de centru-dreapta care să guverneze pe un mandat de 4 ani de zile. Și ceea ce noi construim acum nu e o coaliție de conjunctură, nu e o înțelegere pentru a trece un guvern majoritar în Parlament oricum, ci vrem o înțelegere bazată pe încredere și bazată pe echilibru care să respecte proporțiile a ceea ce ne-au transmis alegătorii. Și de aceea noi am insistat să începem discuțiile și pe programul de guvernare, dar și pe construcția de guvernare și construcția coaliției care să ducă la îndeplinirea acest program al coaliției. Nu vrem nicio formulă în care PSD-ul să fie implicat formal pe față sau pe sub masă, nici în guvern și cu atât mai puțin în Parlament. Și asta e un lucru foarte important pentru noi. Și asta e motivul pentru care noi am mers și mergem în continuare la aceste discuții cu deschidere, pentru a găsi soluții, fără linii roșii de principiu, dar cu obiectivul să găsim o soluție echilibrată. Deci nu, soluția nu e echilibrată când totul se duce doar într-o parte și ceilalți iau doar restul. Noi vrem doar să avem această construcție bazată pe încredere. De aceea, noi am spus că avem opțiune și pentru prim-ministru, avem opțiune și pentru președintele Camerei Deputaților, pentru că, haideți să fim foarte clar, acestea sunt cele două poziții, evident și Senatul are un rol important și în ierarhia statului e important, dar majoritățile se construiesc și se deconstruiesc în Camera Deputaților în primul rând și guvernul e cel care pune în aplicare programul de guvernare. Și atunci noi avem opțiuni sau pentru prim-ministru sau pentru Camera Deputaților, care n-au legătură cu obiectivul de a aranja posturi pentru o persoană sau pentru alta. Nu despre asta e vorba, dar e vorba de acest echilibru pe care îl căutăm și îl dorim. Și cu această premiză am pornit de la început, cu această premiză vom continua și eu sunt convins că vom găsi împreună înțelepciunea pentru a finaliza aceste
negocieri care, încă o dată, trebuie să includă și programul de guvernare și obiectivele de guvernare. Îmi pare rău că nu există interes pe care să-l fi văzut, inclusiv în dezbaterea publică, despre ce am negociat și ce negociem în programul de guvernare, ci mai mult de împărțirea funcțiilor. Pentru noi lucrurile acestea și echilibrul acesta e unul important și lucrurile astea sunt la fel de importante. Veți ajunge la un consens, pentru că PNL nu renunță la șefia Camerei Deputaților. Ce alte variante aveți? Vom ajunge prin negociere, care nu vrem să le purtăm în fața microfoanelor, ci noi suntem dispuși să stăm de dimineața până seara și să găsim formule. Noi avem formule, avem alternative, dar încă o dată, între cele două, premier și Camera Deputaților, președinția Camerei Deputaților, pentru noi e important să existe un echilibru, respectând proporțiile, și echilibru va fi unul general care va include și structura guvernului și modul în care vom funcționa în Parlament. Există pe lângă Camera Deputaților și Senatul, deci există soluții dacă există deschidere. Dar noi ne dorim să discutăm cu formulele deschise pe masă și mai puțin cu ultima tură. În acest moment poziția președintelui a fost aceea de continuare a negocierilor. Fiecare partid, în urma discuțiilor, consultărilor de astăzi, fiecare partid urmând să se așeze cu celelalte la masa discuțiilor. Mai este însă un element important cu care președintele a rezonat, o poziție pe care noi am transmis-o, respectiv aceea că nu se poate pune problema unui acord în care o parte se tranșează în Parlament prin votul parlamentarilor și o altă parte se negociază între partide, pentru că, și am precizat lucrul acesta, nu putem porni la maraton cu un picior rupt. Respectiv, în situația în care această coaliție vine în Parlament și spune o bucată din înțelegerea și din credibilitatea guvernării României stă în arbitrajul PSD, nu doar că nu o să fie incredibil, dar nu o să fie nicio stabilitate a coaliției. De aceea și președintele a rezonat cu acest punct de vedere. De aceea ideea este aceea de a negocia de sus până jos toate pozițiile și de a avea o coaliție cu toate aceste lucruri agreate politic prin dialog. Dar dacă PNL nu renunță nici la funcția de premier și nici la șefia Camerei Deputaților, atunci ce veți face? Păi, același lucru pe care îl va face și PNL dacă USR Plus nu renunță la a propune aceste soluții, fie premier, fie reprezentant al Camerei Deputaților. Ați fost partidul care a stat cel mai mult la Cotroceni astăzi la consultări. Ce v-a spus în primul rând președintele când ați venit cu Dacian Cioloș propunere de premier și ce alte discuții au existat și ce a stat atât de mult? Ne-a spus că aceste lucruri, din punctul dânsului de vedere, trebuie discutate în cadrul coaliției potențiale sau cu ceilalți parteneri și că dânsul așteaptă să vadă soluțiile pe care le propunem, fiind deschis la o variantă prin care să putem finaliza această coaliție de centru-dreapta PNL, USR Plus, UDMR. Ăsta e obiectivul. Ați simțit că a fost mulțumit de propunerea de premier cu care ați venit, că aveți șanse să fiți numiți de către Intrăm în speculații care nu și-au locul într-o astfel de negociere, care trebuie să fie una serioasă. Aici nu ne jucăm cu aruncat presupuneri, cu ne-am uitat cum a clipit domnul președinte sau cum a zâmbit sau nu. Vorbim de negocieri pe care noi le luăm foarte în serios. Mergem, așa cum am spus, cu alternative, dar alternative care să ducă la o soluție de echilibru. Atât căutăm. O soluție de echilibru respectând proporțiile votului și nu rezolvarea unor ultimatumuri care vin dintr-o parte sau din alta. Ca să fiu foarte clar la întrebarea cu propunerea de premier Dacian Cioloș, am fost explicit spunând, este o propunere serioasă, asumată de către USR Plus, nu doar ca exercițiu de comunicare, ci este o propunere care poate să fie o soluție pentru România. O echipă, Dacian Cioloș, premierul României, Ludovic Orban, președintele Camerei, poate să fie o soluție foarte bună pentru România. Și președintele a înțeles această poziție noastră, adică a fost foarte clar mesaj. Dacă nu există acest echilibru, renunțați la a face o coaliție de centru-dreapta? Nu ne punem problema acum în ce condiții renunțăm. Noi ne punem problema care sunt soluțiile pe care să le găsim pentru ca această coaliție să aibă loc, să se poată constitui și această guvernare să funcționeze. Deci să fie foarte clar. Nu mergem ca să rupem o înțelegere sau să o facem imposibilă. Mergem să găsim o soluție și sperăm același lucru și din partea partenerilor. O soluție ar fi ca USR Plus să ia șefia Senatului și PNL, Camera Deputaților și Premierul? Acesta este, înțeleg că descrieți situația actuală, a blocajului actual. Da.
aici dacă PNL se va încăpățâna în continuare. Aici suntem în momentul de față, tocmai de aceea vom continua negocierile în următoarele zile pentru a găsi o soluție care să respecte acest principiu de echilibru care pentru noi e foarte important. Am propus mai multe soluții, USR Plus vine cu soluții pe masă și am venit și în weekend, i-am transmis și președintelui. Continuăm în zilele următoare, vom găsi o soluție. Ideea că toată decizia în stat este în mâna unui singur partid din coaliție, iar celelalte parteneri din coaliție sunt parteneri de antrenament, este una care nu e fezabilă, nu pentru interesele USR Plus punctuale, ci pentru credibilitatea că acest guvern nu este un guvern pentru 6 luni, ci unul care poate să guverneze România 4 ani. Și pentru noi asta e o miză importantă. Liberalii v-au propus funcția de vicepremier. Ați acceptat să fiți vicepremier și să renunțați la șefia Camerei? Nu trebuie să ne propună liberalii o funcție sau alta, pentru că discutăm acolo în parteneriat, ca să fie lucrurile foarte clare. Adică nu venim să vedem ce ne propune Partidul Național Liberal. Și Partidul Național Liberal a propus anumite variante și noi am propus anumite variante. Deocamdată, pe unele soluții încă nu ne-am pus de acord, dar eu sunt convins că vom găsi formulele. Pentru că vrem să evităm situații pe care România le-a mai avut atunci când s-au negociat coaliții, în care acea negociere a fost una de conjunctură pentru a instala un guvern cât mai repede și apoi, imediat după aceea, unele partide s-au apucat să caute alte soluții, alte variante în cadrul în care partenerii din coaliție nu se înțeleg. Noi ne dorim, de asta am și insistat atât de mult pe negocierea unui program de guvernare cu obiective clar asumate, a unei echipe în care să se respecte un echilibru, încă o dată respectând proporțiile, decizional, în structura aceasta a coaliției, deci și în guvern și în Parlament, ca să ne asigurăm că niciunul din parteneri nu caută alte alternative la un moment dat, ci ne ducem și ne focalizăm pe programul de guvernare. Noi credem că România are nevoie de stabilitate în următorii ani și câteva zile în plus în această negociere, dacă aceste zile în plus vor contribui la această stabilitate potențială pe care noi ne-o dorim, eu cred că merită investiția. De aceea e important să nu vedem scandaluri, să nu vedem certuri, să nu vedem doar neînțelegeri, ci să vedem pur și simplu parteneri care negociază, un parteneriat care trebuie să dureze pe câțiva ani de zile și nu doar acum, imediat, să găsim o soluție, să mulțumim un partid sau o persoană și să ne trezim peste câteva luni sau peste un an de zile că avem la loc comanda în modul de funcționare. Ați insistat cu această nevoie de echilibru. Probabil i-a spus și președintele Klaus Iohannis. Ce a spus acesta? Este de acord cu echilibru pe care l-a făcut dumneavoastră? Președintele Klaus Iohannis ne-a transmis și nouă mesajul pe care l-a transmis și public, că este nevoie ca aceste negocieri să ajungă la un rezultat stabil, astfel încât fiecare partener să fie implicat și asumat pe decizia finală. Luați în calcul declanșarea alegerilor anticipate, dacă nu ajungeți la o înțelegere? Nu ne punem problema de alegeri anticipate, ar fi, cred, o catastrofă pentru România și ar fi o irresponsabilitate din partea aceluia care vine cu astfel de soluții. Asta nu e o soluție, asta e o non-soluție. Ați simțit la un moment dat că Ludovic Orban își dorește să blocheze aceste negocieri? Tocmai venim de la consultările cu președintele Iohannis. N-am discutat astăzi cu Ludovic Orban. Ați avut 2 zile de discuții cu Ludovic Orban. Vă întreb dacă personal ați simțit că Ludovic Orban își dorește să blocheze aceste negocieri. Eu cred că și Ludovic Orban, și Partidul Național Liberal, și UDMR-ul își doresc să găsim o soluție din care România să beneficieze cu adevărat și să aibă o guvernare stabilă și, repet, cu garanții credibile că această guvernare nu este una de conjunctură de 3 luni sau de 6 luni, ci este una pe termen lung care să apuce de acele reforme de care avem cu toții nevoie. Mai am o întrebare. A apărut în spațiu public o așa numită obligativitate de testare COVID-19 înainte de a merge la Palatul Cotroceni. Aș vrea să vă întreb dacă a existat o astfel de obligativitate și dacă da sau dacă nu, dacă v-ați testat înainte să mergeți la Cotroceni. Da, toți colegii mei au făcut test, eu nu am mai făcut test pentru că am rezultat negativ după COVID, deci sunt... Dar a existat testarea. A existat o obligativitate din partea Palatului Cotroceni? Vreau să vă spun că aici nu e vorba de obligativitate. Nici n-am întrebat dacă e obligatoriu sau nu. Deci nu și pur și simplu am făcut această testare, așa cum am făcut testarea zilnic și la negocierile pe care le-am organizat la Vila Lac. În fiecare dimineață, fiecare dintre membrii delegaților a trecut prin această
testare și la fel am făcut-o și înainte de a pleca la Palatul Cotroceni. Nu, pentru, cred că, da, asta puteți să întrebați pe cei de la administrația prezidențială. Eu, din câte știu, a fost un test PCR, pentru că am luat probele ieri. Am luat probele ieri seară și am avut rezultatul astăzi de dimineață. Ce veți face dacă... Da, stai puțin. Adică haideți, întrebați, vă rog, că nu facem conferință de presă să dăm explicații despre cum a organizat administrația prezidențială întâlnirea. V-am spus că am făcut testare. Păi, întrebați la sursă, direct. Ce veți face dacă nu vă veți înțelege cu PNL pe împărțirea funcțiilor și, în paralel, liberalii vor forța un vot în Parlament pentru guvernul Câțu? Veți vota sau nu? În momentul de față, eu refuz să intru în scenarii dintre acestea imaginare cu alegeri anticipate, cu plecăm acasă, nu mai votăm sau alte lucruri. Cam asta e concluzia după miza este ca în următoarele zile să continuăm să căutăm soluții astfel încât să avem o majoritate stabilă în Parlament și un guvern într-un termen cât mai scurt. USR Plus e asumat pe această abordare. Vreau să vă spun că după două zile am convenit o parte din programul de guvernare. Am convenit niște principii de guvernare și faptul că nu vom accepta traseiști a rezultat din discuțiile pe care le-am avut. Am început să discutăm și de potențiala structură a guvernului. Deci sunt mai multe lucruri care au fost discutate. Nu am stat acolo să discutăm doar funcții și să ne împărțim funcții. Că aș vrea să fie clar mesajul ăsta. Eu înțeleg interesul mass media și în general a populației pentru funcții, pentru felul în care se împart funcțiile, dar cred că e important de reținut faptul că sunt multe alte lucruri care, pentru care n-a existat, din păcate, prea mult interes, care au fost discutate și vor fi discutate în continuare acolo și nu mergem cu scenarii negative, mergem cu abordare pozitivă, pentru că suntem convinși că vom găsi o soluție. Dar uitați-vă în Europa, unde faci un guvern în două zile, un guvern care trebuie să guverneze pentru 2 ani de zile cu 3 parteneri. Excludeți un guvern de Uniune Națională? Nu se pune problema acum. Avem această soluție a coaliției și eu sunt convins că vom duce la bun sfârșit această soluție, vom concretiza. Spuneți că nu este atât de importantă această împărțire de funcții, totuși negocierile sunt blocate și vedem că nu există o finalizare dacă nu va exista un echilibru între împărțirea funcțiilor. Este principiul de bază al funcționării oricărei coaliții. Toată experiența de 30 de ani a României confirmă lucrul acesta. În momentul în care negocierile sau înțelegerea inițială a fost făcută repede, așa, pe un șervețel de hârtie, stabilitatea sau durata acelei coaliții a fost de câteva luni, un an și ceva. Miza pentru noi este să așezăm această guvernare într-o logică în care să avem șansa să guvernăm 4 ani și să avem șansa să facem reforme. Deci sunt importante. Tot procesul este important, tocmai de aceea și în weekend au fost discuții fructuoase la partea de program de guvernare, la partea de structură parlamentară a majorității, mai puțin, să spunem, încă soluții în curs la partea politică, dar toate sunt importante, fiecare dintre ele înseamnă acea înțelegere de ansamblu despre care a vorbit și președintele. Mulțumim frumos, o zi bună! Bine.